Comuna Gratia este prima localitate din județul Teleorman care a beneficiat de finanțare pentru rețelele de gaze naturale prin programul Anghel Salini. Lucrările de execuție a rețelei au ajuns la final și foarte curând încep branșamentele individuale. Contractul de finanțare al acestei investiții a fost semnat anul trecut în luna mai, iar valoarea depășește 34 de milioane de lei. Săptămâna viitoare se va da drumul la gaze pe primul tronson verificat, adică într-un sat, urmând foarte repede să se dea, adică într-o săptămână să se verifice presiunea în conducte, dacă nu au scăpări, și să bage gaze și în celelalte sate. Deci așteaptă licența care probabil pentru de la ANRE, cel care a concesionat serviciul de gaze, care trebuie să iasă, că e depusă de aproape o lună și cred că a și ieșit dacă au zis că săptămâna viitoare dau drumul la gaze. Deci în luna octombrie vor fi gazele pe țeavă și se vor putea racorda oamenii la el. Comuna Gratia a primit în aceste zile o nouă tranșă de bani de la Ministerul Dezvoltării pentru decontarea lucrărilor. Mai avem o cerere de plată de vreo 3 milioane. Dar încă nu ne-a încadrat că s-a făcut plățile doar până la data de cine a depus cereri de plată până parcă pe 18 iulie. Mai avem o cerere de plată pe 31 iulie depusă la Ministerul Dezvoltării. Zeci de comune din județul Teleorman au depus documentele pentru înființarea rețelei de gaze naturale încă de acum 2 ani, dar Gratia este singura care a finalizat investiția.